Revin la dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc. Practic, suntem împreună în seara asta conform înțelegerii secrete pe care o aveți dumneavoastră cu presa, nu? Așa, da. Că așa a fost acuzat, că avem o înțelegere secretă. Asta. Da, e o glumă, cred că... E o glumă și sper ca oamenii să o perceapă ca atare, da. Da. Exact. Nu avem de ce să avem înțelegeri secrete, nu avem ce ascunde și nu avem ce minți la oamenii care ne ascultă. Suntem, exact. Suntem cumva în perioada în care teoriile conspirațiilor merg mai dihai decât virusul în sine. Adică s-ar putea să facă victime mai... Din păcate, asta și observăm, că sunt destul de intense atacurile pe rețelele de socializare, da. Destul de intense manipulările, poveștile false, minciunile, insinuările, teoriile conspirației și, din păcate, ele sunt menite să, sau ele sunt, țintă lor este, de fapt, scăderea încrederii populației în autorități și în orice persoană care încearcă să comunice ceva altfel decât ce vor să comunice cei care sunt în spatele acestor mesaje. Da. Și să creeze haosul care vor să-l creeze. Martor ne este cel de sus că noi cel puțin am fost mânați de cele mai bune intenții în a informa oamenii cu privire la această situație unică în viața noastră și cred că doar cu responsabilitate putea fi făcut acest lucru. Vorbeam despre responsabilitate de fiecare dată când ați avut și dumneavoastră intervenții și toți specialiștii și ne minunam, iată că poporul român a ajuns un popor de oameni responsabili. Uite că weekendul ăsta, când ei nu au mai fost... Cred că au avut ocazia. Da, da, exact, nu au avut ocazia. De fapt, au stat în casă, o parte dintre ei, nu vorbim, marea parte a oamenilor a înțeles riscul și pericolul și s-a adaptat. Dar iată că, fără măsuri coercitive, am văzut în acest weekend niște lucruri și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră dacă există în faza aceasta pericolul ca în urma unor meeting-uri precum cel din Piața Victoriei din weekend sau a petrecerilor din Centrul Vechi și a celei din Herăstrău, Bucureștiul poate deveni focar, pentru că noi am văzut că acolo unde este focar, lucrurile se scapă de sub control. Am avut, din fericire, puține focare în România. Dar, acum, odată cu relaxarea, aceste lucruri scăpate de sub control pot duce la un focar? Pot duce la creșterea numărului cazurilor, bineînțeles, iar în zonele în care există un contact intens între un grup de oameni care pleacă și răspândește mai departe, este posibil să apară nu numai un focar, și mai multe focare chiar pot să apară. Deci e suficient ca o persoană să infecteze un număr de persoane care ele, la rândul lor, merg în alte anturaje și infectează pe alte persoane și așa mai departe. E clar că la acest moment responsabilitatea noastră ca indiviz a crescut, pentru că prin măsurile de relaxare această responsabilitate, cum am zis și altă dată chiar la această emisiune, această responsabilitate s-a transferat către omul de rând în primul rând aici. Iar dacă noi nu înțelegem și nu respectăm, riscăm să periclităm toate măsurile de relaxare, să periclităm chiar soluțiile care se dorește să fie implementate în următoarea perioadă și să întârziem anumite măsuri de relaxare sau chiar să le anulăm pentru această perioadă. Practic, asta era și ideea, că dacă, pe românește vorbind, dacă vom fi cu minți în continuare în aceste două săptămâni, iar numărul infectărilor și, bineînțeles, și cel al deceselor va urma o pantă descendentă, relaxările vor veni așa cum ne dorim, mai repede și mai importante, ca să zic, mai multe. Da. Fără discuție, noi suntem pe o pantă ușor descendentă, dar la acest moment trebuie să înțelegem că oricând putem să avem o reversare a situației și să înceapă numărul cazurilor să crească. Da, și iată că din starea de alertă... Vă rog. Iată că din starea de alertă am trecut la starea de alertă maximă. Deci în niciun caz nu relaxăm, ci începem să strângem șurubul. Asta a fost zisă în sensul în care dacă trei zile toată lumea a vorbit că noi n-avem mijloace ca să aplicăm măsuri coercitive, acum putem să le aplicăm. N-am dorit să o facem, n-am dorit să aplicăm astfel de măsuri, dar dacă totuși în unele situații acest lucru se impune, autoritățile sunt pregătite și în acest dacă sens. Dacă ați fi putut să luați aceste măsuri în weekend, ce s-ar fi întâmplat? Ați fi dispersat meeting-ul de acolo? Ați fi închis petrecerea din Herăstrău? Oricum, de exemplu, petrecerea de la Herăstrău în final a fost închisă. S-a deplasat acolo și Poliția Națională și Poliția Locală și chiar
s-a discutat la nivel de primărie municipiului București și știu că au fost luate măsuri împotriva celor care au încercat să organizeze acest lucru. Dar, bineînțeles, acum avem măsuri mult mai clare care sunt menționate în legea care a fost în spatele noi forme de stare de alertă și clar că se pot lua măsuri pe toate aspectele care sunt impuse la acest moment. Adică nerespectarea oricăruia din aceste aspecte poate să ducă la aplicarea unor măsuri coercitive, care, din nou spun, nu dorește nimeni să o facă, dar dacă în final asta va rămâne unica soluție, că să convingem anumiți oameni, pentru că nu trebuie să generalizăm aici, așa este, da. Acest lucru trebuie făcut pentru a proteja pe ceilalți care respectă regulile și care știu să protejeze pe alții și pe ei. Lăsând la o parte aceste excepții, Piața Victoriei cu meeting-ul și cele două petreceri, cea din Centru Vechi și cea din Herăstrău, cum vi se pare că s-au comportat românii? Cum vi se pare că arată România? Bucureștiul este plin ochi la fel ca înainte și cred că riscul de abia de acum înainte începe, pentru că dacă până acum stăteam cumva în case, acum trebuie să fim de 10 ori mai atenți la măsurile de prevenție. Sunt două aspecte de luat în considerare. Dacă românii nu se comportau corect în perioada celor două luni, noi aveam o situație mult mai gravă. Da. Totuși, în mare parte, populația s-a purtat foarte ok. Era greu. Știm foarte bine că a fost greu pentru toți, că să stea acasă, să nu iasă, să nu socializeze. Toate aceste aspecte erau clar că sunt aspecte grele. Dar totuși, în mare parte, au fost aplicate. Ce am văzut astăzi poate să aibă, bineînțeles, și o explicație probabil pozitivă. Mulți oameni, ca să nu folosească transportul în comun, au ieșit cu mașinile lor proprii. Ca să nu meargă cu metroul, ca să nu meargă cu alte mijloace de transport în comun. Și asta este o metodă de distanțare socială. Da, e o metodă bună. Adică, dar este bine. Și în mașină, dacă iei cu tine vecinul sau iei pe cineva care nu stă cu tine permanent acasă, trebuie să porți mască, trebuie să te protejezi. Lași geamul un pic deschis ca să se aerisească bine. Deci și acolo trebuie aplicate aceste măsuri dacă nu ești cu familia ta, da, cu care trăiești tot timpul în mașină, atunci va trebui să aplici astfel de reguli în mașină. Dar noi să o luăm acum că circulația care am văzut-o astăzi mai mult era datorată faptului că oamenii n-au vrut să folosească transportul în comun în masă în perioada asta. Poate și acest lucru este un lucru pozitiv totuși. O să vedem care va fi impactul. Noi pentru asta facem relaxarea gradual. Pentru că la un moment vom vedea, în următoarele 7-10 zile, vom vedea dacă începe să crească numărul cazurilor, care va fi un semnal negativ, sau dacă rămâne o stabilitate sau continuă să scadă numărul cazurilor. Și asta ar fi un semnal pozitiv pentru luarea suplimentar a altor măsuri de relaxare care lumea le așteaptă. Da. O să vă întreb, m-am gândit mult dacă să vă întreb acest lucru, pentru că vreau să fiu foarte bineînțeles și să nu mă ia lumea la înjurături. Noi avem o situație ok până acum. Ca număr de infectări și mai ales de decese, stăm bine în raport cu multe, multe state civilizate. Eu vă întreb, făcând apel la profesia noastră de bază de doctor, în perspectiva unui posibil val 2, lucrul acesta, și repet, vreau să fiu bineînțeles, ar putea fi un lucru negativ, având în vedere că imunizarea în masă nu este atât de mare precum există în alte țări? Din această cauză am putea fi în situația în care valul 2 să fie mult mai mare, pentru că noi nu ne-am imunizat, având puțini infectați? Nu neapărat. Și aici trebuie să spunem că în Franța, cu toate problemele care au fost, s-a făcut o analiză acum, deja a trecut o lună aproape, dar era doar 6%. Cu toate cazurile, cu toate decesele, erau doar 6% care au fost infectați. La Paris erau 12%. Acum, sigur, a mai crescut cifra sau procentul. Deci, important este cât de repede se face acest lucru. Dacă se face brusc, atunci impactul pe sistemul sanitar e foarte mare. E da. Foarte important. Și poate să ducă la colmatarea sistemului sanitar, mai ales acolo unde avem secțiile sensibile de terapie intensivă
secțiile unde numărul locurilor este limitat, aparatele sunt la un număr limitat ca oriunde în lume. Riscul rămâne mare și în țările care au avut foarte mulți infectați și mai ales la noi, nu? Pentru valul 2. Exact, adică să vedem țări precum Statele Unite și ce impact are COVID-19 în unele zone ale Statelor Unite, la New York, da, în alte zone. Deci România a avut noroc acum că s-au luat măsurile devreme și populația a fost totuși protejată de la început și cu măsuri care nu sunt extrem de radicale. Dacă era să luăm măsurile care s-au luat în alte țări după ce a început să crească numărul cazurilor rapid acolo, da, cred că n-ar fi nimeni suportat 2 luni să stea acasă și să iasă odată un membru de familie la 2-3 zile să facă niște cumpărături să se întoarcă. Cum a fost în Italia, da. Din casă și tot noi. N-am avut astfel de măsuri în România. Așa este. Revenind la ce se întâmplă acum, este așa un fel de, bine, nu neapărat voită, caterincă, să-i spunem. Am văzut astăzi la știri cum la intrarea în spații închise, mă rog, magazine, diverse spații închise care au, cărora li s-a permis deschiderea și funcționarea, un fel de bodyguards care le luau oamenilor temperatura, le spuneau, domne, e sănătos, ai 30 de grade, adică cu niște, păreau niște de-alea termometre ca aparatele radar ale bulgarilor pe vremuri, care erau blocate cu 137 la oră ca să-ți ia amenda pe străzi, oricine trecea pe acolo, trecea cu 137. Așa și aici, toate alea arătau greșit. N-ar fi oportun să nu știu, să ajutat dumneavoastră sau statul să aibă oamenii aia niște aparate în regulă care chiar să depisteze bolnavi. Aparatele care se vând sunt aparatele care sunt în piață și care sunt normal autorizate din momentul în care se vând în piață. Și la noi, la minister, avem astfel de aparate. La fiecare intrare și la centrul de comandă, la Ciolpan, avem astfel de aparate. Înseamnă că oamenii ăia nu știu să le folosească. Eu, cel puțin, până acum, temperatura care mi se ia de dimineață până seara fluctuează un pic, dar totuși, până acum nu s-a dat niciodată, n-a dat aparatul o eroare în care să am 37,3 sau mai mult, că să fie un semnal de alarmă, că să nu intru în minister. Adică, da, dacă da, avea febră, poate că o arăta aparatul. Că da, s-a dat 35, că țărată 36,5, asta e altă treabă. Da, le arătau 29, 30, adică o temperatură incompatibilă poate cu viața. Poate că e o situație specifică în care a fost cineva cu un aparat care avea o defecțiune sau care nu era calibrat corect. Este posibil acest lucru. Da, da. Cred că ar trebui urmărit și acest aspect pentru ca oamenii să nu aibă mai mult de suferit în cauza. Trebuie să luăm acest lucru foarte în serios, pentru că astăzi am avut unii care m-au sunat, că o doamnă m-a sunat, că de ce îi se ia temperatura la intrare la unul din supermarketuri. Da. Și i-am explicat, chiar neștiind cine este, m-a sunat pe telefonul meu, i-am explicat, era foarte supărată, da, că ea vrea să-și cumpere termometrul ei personal și vrea să-și ia temperatura ea când intră acolo, dar să nu se folosească termometrul celor de la supermarket, pentru că ea nu e de acord să fie testată cu el. Deci deja aceste abordări, deja avem mai multe îndemnări la a se refuza luarea temperaturii la intrare în spații de acest gen. Deja asta arată că iarăși cineva încearcă să scadă încrederea și să încurce lucrurile.